la mănăstirea argeșeană Robaia nu se ajunge prea ușor. Drumul prost e adevărat, nu e singurul din România. Izolarea așezământului și puțina sa popularitate, nemeritată de altfel, fac din Robaia o țintă turistică sau de pelerinaj mai greu accesibilă. Cine cunoaște zona și istoria sa și se încumetă la drum, n-are a regreta. Natura se dovedește a fi amplă și copleșitoare la Robaia, ca orice peisaj din proximitatea munților, la care se adaugă o mare liniște ambientală, generatoare de pace sufletească, după care tânjim cu toții, noi, nevroticii, agitatei societăți de consum. Istoria lăcașului monahal e una aleasă, dar nu de ea ne vom ocupa astăzi. Am făcut-o cu alte prilejuri prin filmele noastre. Motivele pentru care am poposit de data aceasta la Robaia se leagă de subiectul principal al prezentului documentar, care este biografia și creația artistică a vestitului zugrav de subțire de la cumpăna veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea, Pârvu Mutu. Frescar, iconar, fondator de școală, autor de scrieri și traduceri literar-religioase, Pârvu Zugravu marchează cultura românească cu forța și originalitatea geniului său creator de excepție. De ce am început totuși cu Robaia? Răspunsul are o motivație foarte precisă, deși oarecum paradoxală. Pentru simplul fapt că am dorit, ca un exercițiu stilistic, să începem cu sfârșitul. Da, aici, la Robaia, după 78 de ani de puține bucurii ale vieții, dar de multe chinuri și tragedii, s-a stins flama vieții lui Pârvu Mutu Zugravu. Dar ca să respectăm adevărul istoric, în palma lui Dumnezeu și-a predat sufletul smeritul monah Pafnutie, așa cum se numea Pârvu Pârvescu, zis și Mutu, după ce se tunsese în monahism, cu vreo 15 ani mai devreme. Parcă toate necazurile se lipiseră de el. Pare-se că era gângav, o afecțiune însoțită firește și de o hipoacuzie. De aici venea probabil numele de Mutu. După alte surse, porecla i s-ar fi tras de la un legământ de tăcere, el practicând un mutism ascetic absolut, în timp ce împodobea cu sfinți murii bisericilor. Nimeni nu putea vorbi în preajma lui, în timpul lucrului său, fie ei ucenici, fie privitori ocazionali, chiar dacă nu erau oricine. Puteau fi mari boieri comanditari, ori chiar vodă brâncoveanu în persoană. Într-adevăr, un blestem părea al fi urmărit, chiar de la venirea sa pe lumea aceasta. Încă un caz oare de geniu damnat? Mama avea să-i moară chiar la nașterea lui. Cei cinci frați care îl precedaseră aveau să se ducă cu toții și ei la Domnul în foarte scurt timp. Soția lui, Tudora, alături de care se pare că s-a zugrăvit la Biserica Schit din Bordești, moare la rândul ei asasinată în urma unui atac tâlhăresc și, doar câțiva ani mai târziu, supremă tragedie, se prăpădește sub ochii săi și fiul său cel mic, Gerasim, dinpreună cu care se călugărise. Cauza morții fiind probabil un nenorocit de TBC, boală predilectă în vremurile acelea pentru mediul monahal. Cândva, istoria nu precizează când, s-a pierdut în brațele lui Thanatos și unica sa fiică. Colac peste pupăză, un incendiu i-a distrus și opera sa literar-duhovnicească. Chiar dacă s-a întâmplat după moartea sa, poate fi legat tot de blestemul ce i-a adumbrit întreaga existență. Amărât până peste poate de loviturile tragice ale destinului, monahul Pafnutie Mutu, plin de jale și întristare, lasă mănăstirea de Chinovie, mărginent în Prahova, și se duce la pusnicie, la un schit pe vremea aceea, anume Robaia din Argeș, loc în care s-a schimnicit. Și unde avea câțiva ani mai târziu, mai precis la 1735,
să treacă la cele veșnice. A fost dorința sa să fie înmormântat în pământul Robaiei. Dar, din nefericire, blestemul a mai lovit încă o dată. Tot felul de alunecări de teren i-au distrus mormântul, iar mai apoi inundații l-au spălat micuțul cimitir, unde repauzau osemintele sale și ale celorlalți frați de schimnicie. Așa că nu putem ști cu certitudine nici măcar locul său de odihnă veșnică. În compensație, maica stareță de azi, împreună cu obștea, i-au ridicat o mică truiță, angajându-se să-l pomenească zilnic la toate slujbele. Așa se închide cu tristețe acolada unei vieți începute sub zodia unei tragedii, în casa tatălui său, preotul Ioan Pârvescu, din Vișoiul Câmpulungului, ceva dincolo de jumătatea veacului al XVII-lea. Îndurerat de moartea soției și a celor cinci prunci de dinaintea lui Pârvu, părintele Ioan se călugărește și el la mănăstirea de faimă a Câmpulungului, Negru Vodă, luându-l după sine și pe micuțul Pârvu. În atmosfera duhovnicească specială de la Negru Vodă, puberul de 12 ani începe inițierea în tainele artei de a zugrăvi biserici. S-a păstrat chiar și numele întâiului îndrumător, părintele Evghenie, cel te prinde cu abecedarul zugravelii. Și totuși, nu există numai destine copleșite integral de ghinioane. Mai apar și situații favorabile. Șansa vieții lui Pârvu Mutu s-a numit Tudoran Vlădescu, nănașul său, mare boier ținând de dinastia argeșană a neamului vlădeștilor. Văzându-l locos pe adolescentul Pârvu, adică talentat în limbajul vremii, îl trimite să-și desăvârșească meșteșugul în Bucovina, o adevărată meca a timpului în materie de pictură bisericească, sub comanda directă a unui călugăr pictor rus trimis de țarul Rusiilor însuși. Aici avea ce și de unde să învețe, oarece școală mai bună pentru un aspirant între ale artei bisericești decât contactul cu marile ansambluri picturale de la Suceava, Rădăuz, Dragomirna, Sucevița, Moldovița, Oră, Voroneț. Pictura de aici, cu tot rafinamentul său plastic și cu profunzimea teologică a programului său iconografic, avea să influențeze decisiv viziunea și opera celui ce urma să devină mai târziu cel mai complet artist pictor din țara românească. 6 ani mai târziu, pe la vârsta de 23-24 de ani, Pârvu se reîntoarce pe meleagurile argeșene și începe să producă marea sa operă, ce avea să-l impună în panteonul culturii românești din toate timpurile.